Și totodată, iată, vin și sărbătorile de iarnă. Una dintre cele mai frumoase și îndrăgite de copii este anul nou. Iată, prezintă în părinții o mie, o viață mai bună, mai veșoară și plină de bucurii, fără nevoie și fără grijă. Și cu ocazia sărbătorilor de iarnă, noi vedem un cuvânt cald de felicitare. În primul rând vă dorim să aveți foarte doar de bine, de un cer senin și plin de stele, care să vă lumineze calea gândurilor de o soare mândru și strălucitor, pentru a vă preface într-un mister gingă și plăcând. Să credeți în ziua de mâine, să fiți tari și să purtați cu Senator, cum ai grijă să nu mergi?
rugăciuni, domn senator, ofereți-ți să fiți în veci vecilor, amin. V-am pregătit masa? Nu, nu mi-e foame. V-am pregătit și pat? Nu, nici nu. Dar cine a zis de s-o? Domn senator, ce să, că nu știți să pierdeți? Și bărbatul domnul om? E, nu, că așa e, nu, bine, să ai dat nebunțură de mine. Bine, bine. Hai, domnul.
porte, găini, de curte, să vește la noi în curte. Ce, bă, ia o bucașă așa, razna, tu de vă de aici. Ce razna, bă, ce, nu mă cred, ce? Mă ajung, uite, mă ajung pe cea mai sub, mă ajung pe stigmată, ia. O stereze, știi că eu ce să te vină, nu, de-a unde să pot de seșuri, e bine, mă lasă să sună și mâna. Auzi, mai mitică, e serios să vorbesc, să știi și tu, și tu ceva și despre asta. Da, mă, știu. Zice că vine să curece sământul și dacă ai animale, te pune să plăcești. Știe care om ți-a pus câte un animal la cotel, în o bradă, câte o coadă, ceva? Păi, am și eu vreo trei poți. Costele, deschide poarta să te îmbogățesc, Cristi. Costele, ia-mi zi tu mie, cum a căutat ăsta toate satele și nu a găsit nimic? Tu
știe să le ascundă. Îmi pare rău, domnule, n-am ce face. Poate porcii călători, porcii călători și-au durat un țăr de cadre. Așa că, aia, se plici că pe-i sal. Bun, întâlnim, mă. Opa, mă, mică, poate mai poate. Mă, mă, bagă, mă, mă, ia zic, unde ai spus animale că nu ne găsești nimic? E, unde? A salvat o groapă mare și le-am băgat pe plăi de acolo. Ia, ești obosit că ai, că ai salvat groapă? Ei, nu, sunt obosit că am ascultat-o înapoi. Dar că ai făcut părerea rodului, îngropa și animalele de vii. Erod ești tu, mă! Cum să le ascult de vii? Mai de le-am murit? Yeah.
care au reușit să vă puterească inimile prin care trăiesc de mare înțință, pe care le posedă. Știu că cum se vede, vă urmica dispoziția la maxim. Și aștept înțelarea. Afară e cald și cum e rar, de vara ascultă terare. O clipă amară ne bate în geam, ne cheamă și când ai ieri an, ca sărbătoarea să termină. Într-adevăr, pentru acum. Și sper ca și la anul viitor să ne întâlnim la fel, cu astfel de dispoziție și de pregătire. Vă mulțumesc pentru tot ce ați pregătit. La revedere!
fie răcoroasă, dar suflet de calde, ori încălză această sală, deoarece suntem în acea perioadă când putem încălzi la această vârstă tot. E binevoitor faptul că, de adevărat, ați găsit acel timp pentru a vă prezenta în această seară la întâlnire cu absolvenții. Ne-am întors înapoi la acea zi când se sărbătorește prima sâmbătă din luna februarie, a fiecărui an întâlnire cu absolvenții. Am emoții și vreau să mă înțelegeți corect, deoarece sunteți care le vor spune ceva nou, ceva bun, trebuie să fac o bază bună, un început bun pentru promoția de la anul acesta. Vă cred a fost o petrecere bună pentru acest an. Am numai elevii care au terminat
școala cu 10 ani cu urmă. Am elevi care se înnață și cu mulți ani cu urmă. Sunt bucuroasă și mă nudesc cu multitudinea lor. Vă mulțumesc frumos! Thank you.
Draci, unde au fost școlari. În fața timpului ce fuge, cu petele frunze și cu spini, eu mă gândesc la viața voastră ca la o umbră cu lumini. Eu mă gândesc că voi pleca ca noi care pleacă în lumea cea cu multe înțelesuri. În această seară frumoasă, vă dorim succes în viață, multă baftă și noroc. Când n-am un leu, opa, opa, când n-am un leu, opa.
să știi că și eu arăt bine.